Un număr mare de credincioși au luat parte vineri în jurul amiezii la slujba de bobotează desfășurată în Piața Mare din Sibiu. Oamenii s-au înghesuit pentru a intra în posesia apei sfințite, asta cu toate că organizatorii au pregătit peste 10.000 de litri de apă, în mare parte îmbuteliată în sticluțe de plastic. La slujba de sfințire apei a participat un sobor de preoți în frunte cu mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, suntem împreună pentru ca să-i mulțumim lui Dumnezeu și mai ales să ne bucurăm de acest eveniment deosebit, de întâmplare, de miracolul care se produce astăzi în întreaga lume, când se serbează botezul Domnului. Toate sărbătorile noastre sunt lucruri tainice, pe care nu le putem înțelege decât prin credință. Le putem însă simți, pentru că ele pătrund în lăuntru sufletului nostru. Cu toate că s-a făcut apel la credincioși pentru a păstra ordinea în distribuirea apei sfințite, mulți dintre aceștia nu au ținut cont de acesta. Păi ce să facem? La unde mai este? Păi ce mi-ai aducat aici? Da, sunt blocat acum. Și doar ați reușit să priviți? Nu. Ce vreți să faceți cu apa sfințită? În casă o folosim pentru sănătate, pentru dietă. Dar vă văd acolo strânsă tare. Pentru omul bolnav să ia 9 zile dimineața. De aia am venit, dar păi uite, nicio rânduială. Da, cu sticlă de acasă am venit. Unde sunt alea 15.000? Văd că s-au aglomerat. Păi și aglomerația asta, nu știe să facă o ordine. Avem copii mici. Ce vreți să uite, faceți cu apa sfințită? Poftim? Ce vreți să faceți cu apa sfințită? Păi bună pentru orice apa sfințită. Pentru acasă o luăm. Pentru copii, pentru necazuri, pentru probleme. Pentru ce beți apa asta sfințită? Pentru tămăduirea sufletului și a trupului, curățirea sufletului, pentru înnoire, pentru binecuvântare cerească, că mai mult ce poate fi apa sfințită. Văd că ați luat o sticlă mai mare. Poftiți? Ați luat o sticlă mai mare. Am luat, am și pe fratele, în vârstă, de 90 de ani, și dașul dânsului, și într-o sticlă îmi par la toată casa, că sunt oameni care fac la Doamne, Doamne, și nu mai pot. Am muncit și trecut de 90 de ani, adună, eu am vrut în sticlă, dar nu mai sunt. Poate mâine să mă primesc una, două de la Periuț, că mă cunosc, și asta s-o împart la toată lumea.